Salutare, măi băieți și fete, eu sunt Pluvia Eterna și bine ați venit la o nouă serie pe acest canal și pe YouTube. Hello everybody, I'm Pluvia Eterna and welcome to a new series on my channel and on YouTube, I guess. Nu vă spun încă ce o să facem azi, mai exact, o să vedeți. Înainte să începem, o să vedeți că imaginea se vede ceva mai galbenă decât ar trebui și asta este de la iComforter-ul meu de la telefon, care funcționează ca și flux, dacă știți programul, adică taie din lumina albastră ca să nu vă doară ochii. Before I begin, because I won't tell you exactly what I will do, but you'll see the image, the graphics more yellow, and this is because of the iComforter I use just to comfort my eyes from the phone. It works like flux, it relaxes your eye. And I played version 1.1.1 on a Huawei Y5 2018 with 2 gigs of RAM and Android version 8. Și am jucat pe Huawei Y5 2018, care are 2 GB de RAM și Android versiunea 8, adică este printre telefoanele alea puțin mai performante. O să vedeți că jocul se mișcă puțin mai greu. Dar am făcut o videoclipul să i-am dat forward ca să nu vă doar ochii chiar atât de tare, să nu se miște tot videoclipul greuei. So my phone is a pretty powerful one, but the game still is very slow. Because of that I fast forwarded it a little, so your eyes won't hurt. Also, Android 10 had problems at launch with the game, so on many phones it didn't work. Then I heard it was removed from other gamers. It was removed for Android version 10, then it was patched and put back on the Google Store. Pentru Android versiunea 10 a fost scos jocul o perioadă pentru că n-a funcționat și după aia băgat la loc pe Twitch și băgat la loc pe Google Store și unii oameni mai au probleme, alții nu prea mai au. Părerile sunt diferite, o să vedeți imediat. Some people still have problems on Android 10 with the game, some not. You'll see now all these problems and what people say. O să vedeți acum imediat ce spune lumea despre acest joc. Dar înainte de toate, ca să aveți șansă să câștigați și voi aceste două figurine Fortnite cu plăcuțele de construcții, dați și voi un like la video, un subscribe, activați clopoțelul și un comentariu și aveți șansa să câștigați după o lună, două, dacă vor fi destule comentarii, like-uri și subscribe-uri, o să primiți mail în privat. Before all, If you want to have a chance to win this Fortnite 2 figurines and the building materials, subscribe to this video, activate the bell and like it and give me a comment. And if there are enough likes, subscribes and comments, someone will receive a private email from me at the end of the first month or the second month. Baka Knight spune, honestly a very good yet hard to fully appreciate game. I absolutely love the basic concept, meeting all the famous trainers and have them join your team is literally awesome. Not to mention the presentation is top notch. Așa mi s-a părut și mie, deci, cum zice și ea, conceptul și prezentarea este, sau el, este de top. Culorile sunt foarte deschise și mai zice de, mă rog, legat de restul jocului că however, the game is way, how to say, mobile-ish. The grinding is a little ridiculous. There are lots of items. You need to unlock every aspect of a trainer. Deci, cam o să vă chinuiți să faceți level la antrenori. From attacks to abilities and so on, it feels more like an intentional way to waste the player time than an interesting growth system for the units. Deci, pare că jocul ar vrea să-ți mănânce timpul, spune ea. Also, the gacha thing is, yeah, way too frustrating. Love gacha systems, but in mobile games they are too expensive with very low chances to get what you want.
spune că nu-i place sistemul de prindere al Pokémonilor și că în jocurile de pe mobil sunt foarte scumpe aceste sisteme și e foarte greu să primești ceea ce dorești. To put it bluntly, the more I play Pokémon Masters, the more I wish they could have made a full price console spin-off with this concept instead of a mobile free-to-play game. Și spune că cei de la Dina, cei care au făcut jocul, să-i făcut mai bine un joc pe consolă cu preț full decât, adică un joc plătit decât unul gratuit pe mobil. Și are 5 like-uri, 5 oameni sunt de acord cu ea. Selha. So, I think the presentation is, as she says, top-notch. The colors are bright and the textures are detailed enough for a mobile game, and nothing to comment on that other than the worst negative, that the textures don't load. I think the textures are so detailed, I don't know, so big, and the engine cannot load them sometimes, and that's a big problem. And also they load bad sometimes, most of the time. Like one in two chances, the textures load bad. Și texturile, din păcate, că n-ar fi nicio problemă grafică, doar că texturile astea texturile jocului nu se încarcă de multe ori. Sau se încarcă foarte prost, o să vedeți și voi aici. Cred că sunt prea detaliate, prea mari pentru motorul jocului. Și din cauza asta, chiar și pe ultimul update de azi, pe update-ul 1.2, la fel se întâmplă. And it's the same on today's update, which is a big one, on 1.2 update. The game is still not loading the textures on my phone. Selha spune, it does look good, but God, I hate gacha mechanics in every shape and form. I'm probably going to give this a pass for the sake of my own sanity. Zice că îi place cum arată jocul, nimeni nu prea se plânge de cum arată jocul și nimeni nu prea zis că are aceeași problemă care o am eu, deci s-ar putea să fie problema izolată numai la mine, cu texturile care nu apar. Și în rest zice că nu-i place sistemul de prindere gacha. Although if they start doing characters of the day from the anime, I may be swayed. If I see Giselle and Cubone and or Jeanette Fisher with a Bellsprout, I will dive right in. Zice că dacă vede caracterele din anime, o să se întoarcă la joc. She says the same, not many people complain, and I think only me, I saw complaining about the textures not loading, so it might be isolated, the problem might be isolated to my phone, so you guys might not have the problem. And that's good. I still have the problem on today's update 1.2, unfortunately. Even if the game is a little faster, and that's good, but I think they will improve by patching the game, they will improve that, they will fix that. Și cred că o să, în curând, la cum apar update-uri, patch-uri pentru joc, cred că o să repare problema asta cu texturile. Are 8 like-uri, Selha. Anthony Rodriguez spune, I really want to like this game because the nostalgia is there, the graphics are really nice, and there's voice acting for the trainers. Getting to go on your own journey with Misty and Brock, how awesome is that? That being said, the gameplay itself is mediocre. Each sync pair has one specific element and one weakness, which makes your options for battling very limited depending on the story. It makes it very hard to level up anyone that's not the type that the story requires. Spune că îi place jocul și mie îmi place că au inclus antrenorii ăștia vechi din anime. Și în loc de Ash îți faci caracterul tău care seamănă foarte mult cu Ash. Poți să-i schimbi tu părul, mă rog, cum arată, ochii. Nu poți să-i pui barbă, din păcate, dar este îmbrăcat ca Ash și îl are pe Pikachu. Deci... Și în rest joci cu Misty și cu Brock, cu ăștia doi pornești. I really like that they included the anime characters. Brock and Misty, and your character is Ash pretty much, but you can change the hair color, the eyes,
and you got your Pikachu, of course. And you start with those two characters, with Misty and Brock. Și la fel, spune că la partea grafică nu este nimic de care să te plângi. He says that on the graphics aspect is not a problem. So the graphics department is really good in this game. Soccer Sprinkle spune, everything about this app is incredible. The characters, the stories, the animation is just beautiful. I look forward to seeing new characters come into play and new stories being told. I usually uninstall these types of games 30 minutes after I get one, seeing as most are dull and uninteresting, but PM had me hooked fast. That means Pokemon Masters. May I request adding Guzma and his Golisipod? I simply adore the duo and was disappointed when I didn't see them. Nevertheless, keep up the good work. Spune că îi plac caracterele, că povestea, mă rog, că totul arată foarte bine și că așteaptă mai multe caractere de la aplicație. Deci față de alte aplicații, îi place cum arată această aplicație. He also says that this app looks very good compared to others of the same type, and yeah, pretty much what I said. The game has great graphics, the combat is different from conventional Pokemon games and it isn't turn by turn. The main drawback is the slightly more expensive system for pulls as compared to the normal gacha, as well as a lack of customization for your units, at least where I am now, the storyline cleared. The other reviews claiming you must pay to get more units are false. You can still pull, just not at a discounted rate. Also, the game is not grindy compared to other gacha games. Spune că îi place partea grafică și că jocul este destul de diferit la alte părți, la combat și gacha, că nu este... Nu faci level atât de greu. He says that you don't level as hard, but the graphics are great and is very different from conventional Pokemon games. Dosod spune, nice graphics and story, but boring gameplay, maybe good for young kids. I only got a few hours in, then couldn't go on any longer. Spune că îi place partea grafică și povestea, că plictisește gameplay-ul. O să vorbim mai multe mai târziu despre chestia asta. După câteva ore n-am mai putut să joace. S-a plictisit. He says that the story is good, but the gameplay is boring. I think it's simple and it's simple because it wants to appeal to a lot of young kids. Și cred că este simplu gameplay-ul și o să vorbim mai mult de gameplay în partea viitoare, pentru că încearcă să facă copiii să joace, încearcă să ajute pe copii să joace, mai bine spus. Story, partea de poveste este... Gen, pornești cu astea trei caractere și te întâlnești cu altele, care sunt rele sau sunt bune, dar alea bune oricum te provoacă la luptă. Deci și alea rele și alea bune te provoacă la luptă ca să le cunoști într-un fel sau ca să se încălzească pentru ce urmează și o să vedeți exact în joc, nu vă dau spoilere. Și... sau vai, nu te mai recunosc, că vă întâlniți după nu știu câți ani sau chestii de-astea. Vă luptați cu ei deoarece încearcă să facă chestii rele și voi încerca să-i opriți. Deci cam asta este tot story-ul. The storyline is pretty much very basic. There are trainers, Pokemon trainers that are good and Pokemon trainers that are bad. And the Pokemon trainers that are good, when you meet them, they don't recognize you, and this is why they want to fight with you, or they want to warm up for what's to come. And I won't tell you because there are spoilers. Or they do it for fun or stuff like that, pretty basic. And the evil guys, they do bad things and you have to stop them with your Pokemon. So this is pretty much the story. And while you are at it, you try to get to be a better Pokemon trainer. Și în timp ce faci toate chestiile astea, alți antrenori te introduc în toată povestea asta și încearcă să te facă să fii mai puternic ca și antrenor de Pokémon. Moses UBF
spune: the gameplay and the storyline is just okay. The allure of Pokemon is to be able to catch and train them, and then beat others with your Pokemon to become champion. This game pretty much undercuts all that. You already have a Pokemon, one that you don't even get to choose, and you don't catch more Pokemon. You just become friends with other NPC trainers to use their Pokemon, and then battle sequence is incredibly boring. Three Pokemon fighting at the same time, waiting their turn to attack. Ce spune el că storyline-ul este doar ok și la fel și gameplay-ul. Da, ar fi fost puțin mai interesant dacă ai fi pornit cu un Pokemon slab sau la început de drum și prindeai un Pokemon sau ți alegeai tu într-un fel, dar era fain dacă prindeai tu și acolo introduceau puțin de poveste, dar au tăiat toată partea asta. It could have been more interesting if you start the game with just one trainer and no Pokemon, and you found your Pokemon and it was weak, and they could have put like a little story in there to make it more of a drama. Or for you to choose your Pokemon, that could have been cool, yeah, like he says. Sindinkle spune: could have been great, gameplay solid, looks nice, runs well, but the paywall and grind are some of the worst I've seen in a gacha game. Gems cost a lot, free ones are low, no stamina, so you can grind freely, but the grind takes far too long. The UI is also quite bad, takes a lot of buttons and loading to get from missions to working on units. A home button would be great. If you love Pokemon, you'll probably enjoy the story. They got a lot right there, but forgot to make it good past that. Spune că arată bine, gameplay-ul e solid. După cum vedeți, la parte de gameplay sunt păreri împărțite. Că merge bine jocul. Am auzit multă lume care se plânge de aspectul ăsta. Merge foarte greu jocul. Trebuie să ai un Samsung de ultimul timp ca să-ți meargă bine, din păcate. În fine, cam asta la partea de story. Și zice că dacă îți place Pokémon, o să-ți placă povestea, deci dacă ești fan înrăit. She says that the gameplay is solid. Well, those are mixed opinions here, but related to story, she says that if you are a fan of the Pokémon, you like this story. Well, I say the same. It's not the best story, but it's not the worst. Nu este cea mai bună poveste, dar nu este nici cea mai rea. Este așa mediocră, să spunem. Puteau să introducă mai multă dramă, mai multe, gen pierdeai trainerul sau, nu știu, fiind un joc pentru copii, nu neapărat că mureau, dar eu știu, se întâmpla ceva mai rău, după aia se întâmpla bine, chestii de-astea, gen ca în filme de la Bollywood, în filme indiene. They could have put more drama into the story, like not trainers dying because it's a game for kids, but they had to go away or bad things happen to them, then they come back and everything's happy and stuff like that. Like, make it more of a dynamic story. O mare problemă de care se plâng mulți este că partea de user interface cam lasă de dorit. Deci, după ce te întorci dintr-o misiune, trebuie să apeși butonul de back să te întorci înapoi în main screen, după aia trebuie să apeși încă două butoane dacă vrei să te întorci la o misiune, două butoane, trei. Deci trebuie să apeși de multe ori ca să navighezi prin meniuri. The problem that many people complain at the gameplay is that the user interface is not that friendly. You have to push back the button a lot of times and navigate through the menus. Like, when you come back from a mission, you have to push back the button to go back to the main menu, then you have to push explore and then select a mission if you want to go on a mission, and then there are lots more buttons to edit your team and stuff like that. Și mai sunt butoane ca să-ți editezi echipa și tot felul, foarte multe butoane ca să reușești să faci ceea ce vrei să faci. Și multă lume se plânge de faza asta cu gems, care sunt foarte scumpe, deci asta am observat și eu, sunt foarte scumpe.
ca să ții, nu știu, am făcut vreo două capitole și din alea două capitole am putut să-mi iau doar trei iteme. Mi se pare că una e de viață și celelalte două nu știu exact pentru ce sunt, dar după atâtea misiuni, după, nu știu, cam 15 misiuni, 15-20 de misiuni, numai atât să poți să ții, deoarece pe zi, când intri pe zi, îți dai login, îți dă gemuri și atunci când finalizezi misiuni, dar îți dă foarte puțin. Lots of people complain that the gems are a lot, and me personally, I finished like 15 missions, like 2 chapters, and like I could only be able to buy 3 bad items, like I think one is for health and like potions kinda. And you get gems by logging every day to the game and playing the missions, finishing the missions, and that's it. Very expensive, you have to pay normal money to get them. Trebuie să plătești bani real ca să le iei și din cauza asta l-au făcut atât de scumpe. From what I played, spune Silent Hunter 382 sau 382. From what I played, I really like it, but I found the paid gems prices to be too expensive for my liking. 3200 gems cost 32 euros. Normal prices not count the special gems, deci 32 de euro costă 3200 de gemuri. Foarte scump. Cam un joc de pe computer. Cam 100 de roni. It's a lot. It's like a full price game, like 32 euros. That's a full price game on the PC. To me, that is a lot to just get 10 characters at its cheapest cost. If other games are around that price, then fair enough, but still doesn't mean it isn't expensive. This is the main reason I haven't played it past the first day. Only logged on to check the prices, cause the more I play, the more I want to buy the characters, but I feel the cost is just making not want to play it instead of it being a reasonable price to give something to the devs. Și are două like-uri. Da, foarte adevărat, exact ce am zis. It has two likes and many people say the same thing, you'll see. Kaiser Wolf, the game is good, but the lack of certain features can make the grind a little annoying. There is no replay button, so I have to navigate the level screen again instead of just clicking retry. Also, why does losing take you all the way back to the Pokemon Center? I mean, I get it. It's a Pokemon game and that's what happens in all other games, but I don't want to navigate all the way back to the mission when I can just hit retry. Also, daily challenges should be paid for. Shouldn't be paid for. Spune că ar fi trebuit să pun un buton de retry să reîncerci misiunea în caz că mori. Misiune în loc să te trimită înapoi către meniul principal și după aia să mai apeși niște butoane să te întorci la misiune. Da, foarte adevărat. He says that there should be a retry button after you lose the battle and they should not put you in the main mission and then push a few more buttons and you get back, and that's very true. I found myself pushing lots of buttons to get what I want from the game. I have loved Andre Alvarez. Spune, I have loved every single Pokemon game that launches, and to be honest, I think this game is pretty good, and it could be perfect if it wasn't for the massive paywall you slam into when you play past the few first hours of the game. I try to support the developer, but with the price of the gems is hard. That is the only complaint I have with it. Otherwise, it's a solid game in an early stage. I hope my opinion is heard. Da, s-am auzit opinia, Andre. Exact cum îți doreai. Îi place jocul, dar după câteva ore se lovește de partea asta de gemuri plătite care este necesară ca să avansezi în mare parte. Încearcă să ajute pe cei care au făcut jocuri, dar prețul e prea, prea mare. Și se pare că este un joc solid într-o perioadă la început de drum, gen. Things that the paywall is too much after just a few hours, and I heard that pretty much you have to pay to advance at a good pace. Ce mi se pare mie la parte de gameplay este că e un joc unic
Și în loc să te facă să cauți și să iei mai mulți Pokémon ca și antrenor, ai numai un Pokémon pe antrenor. Și tu, odată ce avansezi în poveste, tu găsești antrenori care au Pokémonul lor și poți să introduci în echipa ta de 3 persoane sau nu. Și este un concept mult mai diferit decât ce au făcut până acum. Că ai un Pokémon și găsești, că ai un antrenor și găsești alt Pokémon. Și după aia te lupți între ei. Deci este foarte diferit de Pokémon Go. I think this game is very different from Pokémon Go și cred că asta este bine. Adică mie îmi place sistemul ăsta. Să nu-mi plac toate jocurile să fie la fel. N-aș vrea ca toate jocurile Pokémon să fie la fel. I think the game is pretty different from Pokémon Go and other older Pokémon games, because you get a trainer with only one Pokémon as you advance, and you have to advance in the story to get all that. So this is pretty much how it works. You don't have a trainer who catches one Pokémon, two, three Pokémons. It's like one trainer, one Pokémon, and that's it. And you can edit your team of three and put how you want. And the game also recommends the weakness of the other team, of the enemy team, and you have to select like that. So you are pretty much forced to select a type of Pokémon like water, rock and electricity and so on. Deci jocul te cam forțează într-un fel, asta nu prea îmi place mie, să selectezi un Pokémon pe care poate doborâ Pokémonul echipei inamice și poți să faci și chestia asta în mod automat. Și trebuie să selectezi, trebuie să, dacă te lupți cu Pokémon de foc, trebuie să selectezi Pokémon de apă și te cam forțează în sensul ăsta, de exemplu. Also the game features auto selection of your teams, and that's pretty good for kids and newbies. Roshan's decent mobile game. It's possible to beat the campaign without spending real money, but the game is still moderately pay to win. The fight mechanics are pretty boring, and the game doesn't tell you how strong your opponents are, and you're forced to overlevel your characters just to be safe. The auto battle AI also needs a lot of work. It's super dumb and doesn't even take weaknesses into consideration. It just uses your middle unit for every opponent. Hopefully this game improves soon. Tipul ăsta zice o chestie foarte interesantă. Zice că dacă pui pe auto, partea de bătălie, selectează numai antrenorul din mijloc ca să se lupte. Interesantă chestie. Acum am observat și chestia asta. Zice că este un joc mobil decent. Poți să bați și campania, partea de story principală, fără să pierzi bani, să plătești bani. Dar tot este pay to win. Partea de lupte plictisitoare, nu știu, mie nu mi s-a părut atât de plictisitoare, cel puțin, când am jucat în primele două capitole. Jocul nu spune cât de puternic este oponentul, deci trebuie să-i faci tu level up. Level up-ul se face automat odată ce ai terminat o misiune. Deci nu poți să selectezi tu unde vrei să pui puncte, gen. The level up system is automatically after you finish a story mission and you cannot select where to put points in your characters, in your trainers. And I don't find the game so boring, but he's right about the campaign, and it's still moderately pay to win, but you can still finish it without paying anything. And the auto AI thing in the battle, I now see that's happening. I don't see it in the game, that it only selects the middle trainer to attack. And yeah, hopefully that improves too. Nasu, the way I see it, there are good and bad things about Masters right now. Besides the obvious ones like nice graphics and godly remixes of the OG music,
the good are no stamina system, which allows you to play as much as you want, and good gacha rates. Bad ones, however, are very little free to play gem sources right now, story mode being the only one as far as I'm aware, and it doesn't reward as much as you hope for, and bare bones amount of content. I also experienced quite severe frame rate drop while navigating some menus. Overall, I think the game has potential, but it really needs some more content. Spune că sunt lucruri bune și lucruri rele. Îi place partea grafică, muzica și că jocul n-are un sistem de stamina și că poți să joci atât de mult, poți să joci cât vrei. Și partea rea e că nu poți să iei gemuri. Deci foarte mult s-au plâns, se plâng de chestia asta. Și că nu prea e ce să faci în joc. Aici nu prea-s de acord. Ai ce să faci în joc. Bine, dacă nu joci ca disperatul. Dar în rest ai ce să faci în joc. Eu încă sunt la capitolul 3. Aproape l-am terminat și ca să ajung să faci un loc la co-op, ca să poți să joci co-op, trebuie să ajungi la capitolul 11. Deci au făcut, nu știu, multe capitole și probabil că vin în viitorul apropiat alte multe capitole. I also experienced quite severe frame drop. Da, asta e foarte adevărat. După ce că jocul este lent, mai și scade frame rate-ul de multe ori. Crede că jocul are potențial, dar îi mai trebuie ceva content, mai trebuie misiuni și îmbunătățiri. Aici cum am zis, nu prea sunt de acord. Eu zic că trebuie îmbunătățite sistemele care sunt deja, pentru că asta e adevărata problema a jocului. I think pretty much that they should improve the systems that are already in the game and not put more content. And I see the same with the graphics and music and with the gems. But the content is a lot. Like, there are lots of story missions. I'm at chapter 3 and you have to reach chapter 11, and each chapter has like 10 missions, around 10 missions, and you have to reach chapter 11 to unlock a co-op mod. So, and there are other stuff besides that, like other missions, like to train and stuff like that. We'll see. I don't want to give you spoilers. Și sunt multe misiuni chiar și în afară de cele principale, care să te antrenezi, să te antrenezi Pokémon și așa mai departe. Deci ai ce să faci, nu e plictisitor. So you have things to do unless you play like an addicted gamer. You have things to do. And soon, I think soon there are more things to come. Otaku Japan spune: art, music and story are pretty good, but the gameplay is average. I got bored after playing for a few hours straight. Watching cute girls wiggling around is only fun for few hours, then the rest is just endless tapping, not your typical walk around, fight trainer, level up and aim for the top kind of Pokemon. This one is super good looking but too boring to enjoy playing. We'll see how they improve this. Sure hope they improve. 3 stars for now, average. Zice că partea de grafică, muzică și story sunt foarte bune, dar gameplay-ul e doar bunicel. Dar ar fi putut să facă și gameplay-ul puțin mai bun, dar eu zic că e destul de bun. Deci, la partea asta nu... În afară de partea de gemuri și la ce m-am plâns și mai devreme. I think the game is pretty good. The gameplay is pretty good. Except what I complained about the gems and the menus, the UI and stuff like that before. And it's different. And I think some people didn't quite get used to it. Maybe they will in the future, maybe they will try again or not. I only have a few, Riley spune, I only have a few very hard co-op missions left and it's been going pretty smoothly. I've had 5 games with some bad teammates, but overall the experience have been pretty great. Once you get used to the pace and have a team that can stand on its own, it really shouldn't be that torturous. Getting the last level cap for my Pokemon is the real challenge. Zice că mai are doar câteva misiuni pe very hard, că misiunile de pe co-op au mers destul de bine, mai are
A avut numai 5 jocuri cu echipieri praf, dar experiența a fost faină. Trebuie să te obișnuiești cu ritmul jocului și nu o să fie atât de greu. Cel mai greu a fost să ajungă la ultimul nivel cu... I think he's right about this. I think... Well, the rhythm, you have to get used to the rhythm, but... After that is okay. As I saw the game, because I didn't play the co-op. So it's really hard to level up on the last levels, but other than that, it's not so hard because it's a game for kids. Co-op is torture și are 1600 de upvotes. Da, cred că poate să fie pentru unii și pentru alții nu chiar așa. Depinde. Și ce jocuri ai mai jucat înainte. Dacă îți plac jocurile care se mișcă, care au un ritm mai rapid sau jocurile care au un ritm mai lent, depinde de ce îți place. I think it also matters what games you play usually on mobile, on the mobile, like if you like fast-paced games or slow-paced, and this matters a lot. F. Wallace spune, honestly though, communication is key and besides those stickers, there is no way to let other people know what to do. The game hasn't been out for that long yet and a lot of people are still figuring out how to build teams, strategies, etc. Da, ar fi trebuit să pună un chat, să poți vorbi în partea de co-op sau măcar să pună că nu ne gândim la co-op și la echipe cum sunt în Fortnite să vorbești prin microfon. Deși ar fi o idee că microfoanele sunt... fiecare telefon are microfon. Dar să pună măcar un text prestabilit ca în Bleach Brave Souls. It could have been cool if they put at least a predefined chat text like in Bleach Brave Souls where you select what you say or a chat. We don't think about Fortnite voice chat but a text chat and you can write and that could have been more awesome on the co-op part. Tyler listening spune, why do they have to make co-op so freaking weird complicated? If you are going to put it in co-op, do it properly. I should be able to play with friends, family from the start, from the first moment I start the game until the moment I'm done with. Otherwise, don't bother. Asta mi s-a părut și mie ciudat, că n-au pus co-op-ul la început și au pus la capitolul 11. Adică de ce să faci chestia asta? Înțeleg, încerci să faci lumea să joace mai mult, dar fă un joc solid și o să joace mai mult, chiar dacă pui co-op-ul la început. Deci trebuie să joci foarte multe misiuni și fiecare capitol are vreo 10 misiuni, deci calculați voi câte misiuni ar veni. Foarte multe misiuni până să poți să joci cu apă. Cam vreo 100 de misiuni până să poți să joci cu apă. Dar like 100 missions until you can play co-op, like 11 chapters and I don't understand. I think they wanted for people to play it more, but you can put co-op at the start of the game and then make it a solid game and people will play it anyhow. So this is pretty much the gameplay part. Stormy Dutton spune, I love this game so much. There are many positives like the animations and the voice acting and the storyline is fun too. But it's very pay to play kind of game. Things are just way too expensive. If it changes, I'll change my rating to 5 stars because it's the only thing really wrong with it. People that are complaining about all the technical stuff, it's a new game. Things like that change with time. Și are dreptate aici, da, jocurile, este un joc la început, na, și într-un fel e normal să mai aibă și probleme, dar are probleme destul de mari, deci ar mai fi trebuit să-l coacă puțin înainte să-l scoată developerii. Și partea de voice acting, revenind la partea de sunet, ce nu-mi place este că fiecare caracter pronunță doar trei cuvinte din tot textul ăla mare pe care, care este acolo pe ecran. Deci ar fi trebuit să pronunțe tot, ar fi fost mult mai realistic jocul. Așa pronunță foarte puțin sau un cuvânt la final de luptă sau chestii de astea. Deci foarte puțin. I would like if the voice acting was complete. Like right now they only speak like three words, then they stop and you have to read the text they say. I would have liked if
if the voice acting was complete, if the voice actors read everything. And iar la partea de muzica jocului aduce aminte foarte mult de muzica din Sims 2 și din jocurile Sims în general, prin primele capitole, foarte relaxantă, nu este enervantă. Iar apoi muzica se schimbă în funcție de locația în care ești și asta mi s-a părut foarte fain odată ce avansezi în capitole. I like that the game at the start is like is having like Sims 2 music or the music in the Sims 2 series, and after you progress different locations have different music, so that's very cool too. The only thing I don't like the sound department is that the voice acting is not complete. Nu-mi place că voice acting-ul nu e complet, asta nu-mi place la departamentul. La fel zice și Anthony că îi place partea de voice acting. Da, e foarte faină. Deci pare că sunt ăia din anime, dar asta ar fi singura problemă. Cu vocile care nu sunt complete. Voi ce credeți? Cu care dintre aceștia sunteți de acord? Cu ce sunteți de acord? Cu ce nu sunteți de acord? Scrieți acolo jos în comentarii și spuneți-mi exact dacă ați jucat și dacă veți juca. Și also he says that the voice acting is good, is like the anime one, I say, and that's pretty good, but the only problem of the sound department is that the voice acting is not complete, as I said. And what do you think about these guys? Tell me in the comments, do you agree with these guys, if you don't, what is your opinion on the game? Also, did you play the game? Write in the comments below. Eu sunt Pluvea Eterna. Dați și voi un subscribe acolo, un like dacă v-a plăcut, ca să mai fac, să mă încurajați să mai fac, să păcălim algoritmul de pe YouTube. Also, subscribe to me if you like this video and want more game reviews like this. And also like the video, so we'll fool the YouTube algorithm. And if you want to support me,